Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Eyes the Horror Game. Vă rog să mă scuzați pentru că nu am postat duminica trecută, așa cum am promis că o să postez în fiecare duminică. Dar nu a fost cu intenție. A fost pentru că am stat și m-am gândit ce aș mai putea să fac în această serie. Adică am făcut tot ce se putea face. V-am arătat bug-uri. Am câștigat pe toate dificultățile. Am distrus acel mit al rângii cu care puteai să deschizi ușa de la etaj. Și pur și simplu nu mi-a mai venit nimic în cap care ar fi, nu știu, ceva ca să revigoreze seria asta. Însă până duminica viitoare, și asta ar cam fi în câteva zile, sper să fac rost de un video în care o să joace doi prieteni de-ai mei. Eu o să-i îndrum puțin, așa, prin intermediul Skype-ului. Deci o să vorbim pe Skype în timp ce ei o să filmeze. Și o să vedem ce iasă. Poate o să mă duc cândva și eu. Nu știu, când mai am eu drum pe acolo, la ei, ca să filmăm împreună. Opa! Și nu numai așa, op. Fira, nu voiam să fac asta. Nu să filmăm așa prin Skype, să vin toți trei acolo. Oricum, un clip cu Eyes o să facem. Așa, hopa, 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 unde-i, nu vine, nu vine, 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 de fapt nu vine, bla, bla. Ok, bun. Unde e? Ia uite-o! Stai acolo! Bun! Așa, după cum ziceam, un video cu ei trei o să facem, nu știu. Dar oricum, după ce o să înceapă școala și o să ajung eu din nou în Motru, atunci o să... Stai puțin. A trecut cumva pe aici prin perete ceva sau eu mi s-a părut doar din cauza găurii aștia? Ciudat. Dar oricum, cum spuneam, până duminica viitoare sper să fac rost de acel clip cu gameplay-ul făcut de ei, sub îndrumarea mea, că am ajuns să cunosc jocul ăsta atât de bine, încât, na, mai pierd joc câteodată, ce să-i faci? E aproape imposibil să joci jocul ăsta atât de bine încât să nu pierzi niciodată. Nu de altă, până la urmă te plictisești decât ai stat într-un loc așteptând să treacă și pentru oportunitatea de a fugi către altă locație din această casă. Cum ar fi la etaj sau, dacă ești la etaj, la parter. Sau dacă ești la parter, la etaj sau la subsol, deci... Până la urmă te plictisești și asta e chestia. Pare că eu cam sunt blocat aici. Oh, bă, de ce mai strigă încă să fug? Mă, nu mi-am unde să fug. Bun. Și stai puțin, am luat 18 saci. Asta e marea întrebare. Am luat 18 saci. Stai, e prin apropiere. Pot să aud asta? De unde e? Că nu o văd. Ok, ok, ok. Păi, ținând cont de fa... Stai puțin, stai puțin, eu n-am intrat aici. Uite cum era eu să plec fără doi saci. Acum îi am pe toți. Era gata, gata să plec de aici, fără băia doi. Avem impresia că cercetasem acolo. Mă, și totuși, ce să stea? Și coșuri cu nisip? Și cu pietriș? Ce, astea seamănă mai mult cu piese de Lego sau ceva de genul. Ce cu ele? Ce-s astea? Și la ce sunt folosite? Bine, mă rog, la ce erau folosite? Că acum, na, grămezi de molos, gunoaie. Nu mai găsești alte chestii aici. Și acum, nu o să am timp. Nu. Mai bine nu mă grăbesc, că nu o să am timp să ajung la etaj. Se mișcă prea repede pe dificultatea asta. Ok, mă, stai. N-am observat asta până acum. Aici nu e? Nu e. Și asta? A, ba da, e. Uite, dar nu e față în față. Nu sunt. De ce? De ce? Singura mea întrebare. De ce? La ce sunt folosite astea? La ce s-a gândit designerul acelui joc? Firar. Aia trebuia să mă ajute, nu să...
Ok. După cum am zis, nu merge de fiecare dată. Mai încercăm o dată. Da. Chiar nu pot să-mi dau seama de ce am stat eu acolo. Pe bune acum. De ce am făcut-o? De ce am făcut asta? Că la urma urmei, dacă venea, mă vedea și rămânea acolo. Tot trebuia să fug. Păi, asta e. Se mai întâmplă. Când nu gândești, asta spățești. Eu fac și rime acum. Bun, 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 bun. 5. Aici este ultimul. Chiar aici. Și ajungem la subsol. Unde am căzut fix pe asta. Ok. 9. Hai să adunăm pe toți și de aici și... poate, poate cu puțin noroc ajungem mult mai repede sus decât data trecută. Interesant. Erau doi acolo la fel ca data trecută. Ok, bun, 13. Mai avem unul aici. Unul aici. Trebuie să fie și unul aici. Hopa, 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 hopa. Rămâi acolo. Ok, pentru... dă, Doamne, să fie aici. Nu e aici. Pentru un moment am crezut că până aici mi-a fost. Unde ești? Alo, mai ești aici? Bă! Te... cum faci asta, frate? Uite, 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 uite! Nu, stau aici, stau aici și mă uit la el. Bă, vină cu înapoi. Unde e? Unde ai fugit, mă? Mă, vezi, văzut cum intra șoare cu ăla prin... prin podea. Prin beton. Uite, uite cum merge prin el. Ok, asta e tare ciudat. Cum de n-am observat asta până acum? Probabil că n-am acordat destul atenție șoarecilor de pe aici. Care sunt toată ziua și, în cazul meu, toată noaptea șobolani. Dacă poți să zici... unde, mă? La un rozător de mărimea asta. Șoarece? Nu-i bine. Opa, opa, opa. Nu fug. De ce să fug? Ok, de asta trebuia să fug. Cred că dacă stăteam acolo mă prindea. Cred. Și bine că te duci din nou la etaj. Că de ce nu te-ai duce? De ce m-ai lăsat pe mine să urc acolo la etaj? Păi mi-n cer norocul. Asta e. S-a dus pe partea asta, deci dacă vin pe aici o să fiu în siguranță. După cum ziceam, o să fiu în siguranță. Dar nu pentru mult timp. Intră repede aici, intră repede. Cer să rămâi fără stamina în momente critice. Asta înseamnă să alegi pe scări în sus. Ok. Cumva, cu mare noroc am ajuns în siguranță la etaj. Așa că, hai să ne continuăm aventura. Cred că... nu, 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 nu. La naiba trebuia să intru în camera cealaltă. Nu spune că vine aici. Așa. Ok, 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 ok. Hai să... vedem dacă de data asta putem să ieșim de aici. Iar ești acolo. Lasă-mă ușa așa întredeschisă că vreau să mă uit. De fapt nu. Fug aici, sus. Ok. Aparent nu urc aici, dar cum fac eu să ies de aici? M-a sequestrat aici. Ia să vedem. Stau aici. Nu-i colțul bun, nu-i colțul bun. Unde, 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 pe unde? Ok, de data asta chiar era să o pățesc. M-am băgat în colțul care nu era cel bun. Ăsta e colțul bun. Țineți minte. Dacă vă urmărește cumva pe coridorul ăsta sau vine din altă parte, ăsta e colțul bun. Vă băgați aici și nu mai are treabă cu voi. Nu știu ce, dar mă mănâncă talpa piciorului. Rău de tot.
Ia, uitați-ne chestia asta. Acum să intru în camera asta. Că îmi trebuie codul de la safe. Cu toate că eu nu l-am uitat, dar... De, caracterul ăsta cu care joc e destul de prost și... Uite codul. Stai. N-a fost mai niciunul sub birou. Ciudat, de obicei găseam unul acolo. Nimic nici aici. 27. Aici, pe bune, sunt 3 în baie. Sau sunt 2 în baie și unul acolo. Hai repede. Și acum... Acum vine, normal. De fiecare dată când se arde becul, vine fantoma. Da, uite, observați cum calculatorul ăsta se mișcă cu tot, cu tastatură și mouse, fără ca măcar să se miște firele. Mă, ăștia-s cumva fire de alea înghețate? Sau sunt de alea robuste? Hai de cap. Când a apărut chestia cu Roan, am crezut instantaneu că e lângă mine. Am văzut planta, m-am speriat de plantă. Pe bune acum. Scoateți plantele din jocul ăsta. Hai de capul meu, și m-am speriat. Nu cred așa ceva. Cea mai tare chestie este să te sperie o plantă. Că de ce nu? De ce nu te-ar speria o plantă? Plantele sunt terifiante. Adică, serios, mai spuneți-mi pe cineva care s-a speriat de vreo... plantă. La asta chiar nu mă așteptam. La asta chiar nu mă așteptam. Adică am zis și eu, bă, gata, câștig. De data asta câștig. Dar se pare că n-a fost să fie. Deci, episodul ăsta... mă declar învins. Mă declar învins pentru episodul ăsta. Poate... în episoadele viitoare o să mai câștig jocul. Da, pentru ăsta gata. Deja m-a speriat planta. Și m-a mai speriat... bine, nu chiar atât de rău pe cum m-a speriat planta, dar... cam tot așa, când am căzut și m-a prins așa, din aer. Vă dați seama cum am rămas acolo așa, încremenit în aer. Ok, sper că v-a plăcut. Nu uitați să reveniți pentru mai mult. La revedere!